16 noiembrie Curăția poate atrage persecuție Să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. 1 Ioan 3 cu 11, ultima parte și 12 Caracterul nepătat al lui David stârnea furia regelui Saul. Chiar viața și prezența lui însemnau pentru el o mustrare directă, deoarece, prin contrast, propriul lui caracter era așezat într-o lumină nefastă, ceea ce făcea ca viața lui Saul să fie foarte nefericită și punea în pericol cauza tronului său, nu era altceva decât propria lui invidie. Cât de nespus de mari sunt dezastrele, pe care le-a produs această trăsătură rea de caracter în lumea noastră. Vrăjmășia care a existat în inima lui Saul este aceeași vrăjmășie care a stârnit inima lui Cain împotriva fratelui lui Abel, pentru că faptele lui Abel fusese neprihănite și pentru că Dumnezeu l-a onorat pe Abel. Invidia este rodul mândriei, iar dacă este nutrită în inimă, aceasta vă conduce la ură și chiar la răzbunare și crimă. Patriar și Profeți, pagina 651 Adesea confruntările sunt benefice. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Iacov 1 cu doi. Prin luptă, viața spirituală se întărește. Încercările suportate cu bine vor dezvolta trăinicia caracterului și prețioase calități spirituale. Rodul desăvârșit al credinței, blândețea și iubirea se maturizează adesea cel mai bine în mijlocul norilor de furtună și întuneric. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare. Tot astfel și creștinul trebuie să aștepte cu răbdare, ca în viața sa Cuvântului Dumnezeu să aducă roadă. Adesea, când ne rugăm pentru darurile Duhului Sfânt, Dumnezeu răspunde în împrejurări care dezvoltă aceste roade. Uneori, însă, neînțelegându-i planul, suntem surprinși și descurajați. Și cu toate acestea, nimeni nu poate să dezvolte aceste daruri decât numai printr-un proces de creștere și de aducere de roade. Parabolele Domnului Hristos, pagina 61.